Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o etalare la alegere în sfârșit. Nu știu de ce, dar îmi este tare dor să fac etalări la alegere. Nu doar că a fost pauza aceasta, nu știu, cred că vreo 3 zile în care, 4 zile în care am etalat destul de greu și de rar. Etalările pe zodii mi se par mult mai obositoare decât acestea la alegere. Nu știu de ce, nu știu de ce. Pentru că oamenii, da, știu de ce, pentru că oamenii se fixează prea mult pe zodii și n-au înțeles că de fapt noi nu manifestăm soarele, care poate să fie într-o casă în care nu se poate manifesta vizibil, ci manifestăm ascendentul, luna, mai ales femeile, dar și bărbații, că luna e foarte importantă, și ascendentul, și Marte, și Venus în dragoste, dar asta e. Nodul Nord, iar, dar asta e. Până ori învăța oamenii, asta e. Deci, dragii mei, aveți de ales, nu, între floricele și ametist. Le-am pus totuși. Lucrez în pat pentru că în partea cealaltă e gălăgie. Mi-am pus rufe la spălat, se aude mașina mergând. Aveți numărul 1, 2 și 3. Aceasta e o broșă, aceasta e o piatră neagră și un pachet de chibrițele. Vă puneți pauză, vă alegeți. Eu o să dau aceste alegeri la o parte și vorbesc despre primul număr în care mi-am și ales setul de cărți, un set de cărți care era într-o cutie albastră și alt set de cărți albastru, ca să merge așa cât de cât. Okidoki, în timp ce am amestecat cărțile, a vrut să apară îndrăgostiții. La capătul setului de cărți, temperanța. Acest personaj încearcă să-și ia timp, să-și facă timp. Nu știu dacă chiar se vindecă. Dar strădanile personajului sunt într-o direcție în care să manifeste echilibru. Vrea să-și facă timp, nu musai, pentru spiritualitate, pentru unii da, pentru alții ba, cât să aleagă. Timp să aleagă. Pentru că există o energie foarte intensă între voi, există o completare, dar legătura aceastei atracție pe care o simte față de voi nu este doar fizică și cu cât să-și ia timp, cu cât așteaptă, cu atât simte că este mai mult decât fizic, este ceva ce ține de spiritual, dar dacă personajul nu are de-a face cu spiritualitatea, va fi foarte greu să înțeleagă exact ce se întâmplă între voi. În timp ce am amestecat aceste de cărți, da, atracție există, dar ce simte? Simte că sunteți foarte speciale doamnelor, în mod special, dacă sunteți domn, puteți și voi să fiți poate special, de ce să nu fiți domnilor? În primul rând, simte că sunteți de o frumusețe mai rară. În ideea că aveți frumusețe și în interior, dar și în exterior. Manifestați abundență, manifestați dragoste într-o formă sau alta. Față de ei rămâne de văzut, voi știți. Dar, în general, exprimați dragostea într-un mod mult mai ușor decât alții. Ați ales această cutie de chibrite, da? Poate că este ceva, am încercat să corelez și culoarea, da? Ceva ce ține de albastru. Albastru care înseamnă emoții, dar înseamnă și gânduri. Dar interesant că în acest pattern, da, în acest model de liniuțe, văd roșu, dar nu este roșul acela prins. Nu este acel impuls sexual, este un roșu spre roz. Este o dragoste, repet, spiritualizată și acest personaj s-ar putea să nu înțeleagă. Ia uite, interesant că și aici avem roșu și alb, da? Dragostea este, pasiunea este, atracția fizică este. Dar dacă personajul în sine n-are prea multe cunoștințe de spiritualitate, nici măcar de religie, că măcar religia te mai ajută pe aici, pe acolo, probabil că acest personaj consideră relația un pericol pentru stabilitatea safety, pentru stabilitatea lor. Chiar dacă împreună, când vă întâlniți, vă creați acest sentiment de că sunteți în siguranță, că lucrurile sunt incandescente și că oricând puteți să luați foc unul după altul, totuși, dacă personajul este obișnuit să trăiască o viață de confort, se simte oarecum în pericol. Hai să vedem ce simte pentru voi. Această etalare a fost, bine, bănuiesc că mai mulți ați vrut, dar de curând
o doamnă a cerut această etalare și mie îmi plac și mie etalările astea. Ce simte pentru voi? Nu pot să amestec în poziția asta cărțile în fața voastră. Dacă mă știți de ceva timp, teoretic ar trebui să aveți încredere. Dacă nu aveți încredere, vă rog frumos, nu mai ascultați. Interesant ce a apărut. Ups! Ce a apărut? Iar îndrăgostiții și spânzuratul. Da, îndrăgostiți sunt. Dar, pentru că nu pot să aleagă, energiile stau pe loc. Roșu și verde, interesant. Opoziția roșu și verde. Cineva trebuie să-și deschidă, bănuiesc că ei trebuie să-și deschidă. Chakra inimii este un verde. Da? Ca să vadă lucrurile, e o carte foarte spirituală, să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Dragostea nu înseamnă doar sex, atracție fizică sau, eu știu, confortul acela pe care ți-l dă mama sau soția care îți face mâncărică, spală rufele și asta nu e dragoste. Asta e altceva. Da, că se poate manifesta uneori dragostea și prin acțiuni de genul acesta, dar totuși, confortul una, dragostea alta. Și asta trebuie să înțeleagă ei. Deocamdată simt că lucrurile stau pe loc. Din cauza cui? A voastră, a lor, unul dintre voi trebuie să decidă. Interesant că pe umărul ei, în această carte a îndrăgostiților, există un arc. Asta mă duce cu gândul la săgetător și am văzut temperanța. Poate că aveți planete în săgetător. Dar trecând peste această posibilitate, ideea este că săgetătorul atrage iar atenția asupra unor chestiuni. Ori este diferență de cultură, ori este diferență de educație. Unul este mai educat decât celălalt, pentru că săgetătorul în general, dacă e planete în casa nouă, și a săgetătorul anumite, nu obligatoriu, dar anumite poziții, anumite planete, te cheamă să, acele planete te cheamă să investighezi lumea din jur altfel, adică sub forma educației, a facultății, a masterelor. De-aia am zis, ar putea să fie diferență de educație, să fie diferență de, sau mai bine zis, nu diferență, distanță între voi, că e casa nouă, a distanțelor lungi, adică să fiți unul într-o parte a țării, celălalt în cealaltă parte sau peste hotare. Am zis diferență de cultură, de educație și de spiritualitate. Am zis, unul este mai spiritual, celălalt mai puțin. Pentru acest personaj, acest personaj este foarte confuz, are o opțiune, nu prea înțelege ce se întâmplă. Dintre opțiunile pe care le aveți, voi sunteți una foarte tentantă, foarte tentantă. Și tocmai pentru că nu înțeleg spiritualitatea, ar putea să o confunde cu o atracție fizică. Ce mai simte? Ia uite, Regina de Spade. Ce simte pentru voi? Îi puneți pe gânduri. Felul în care comunicați și felul în care s-a manifestat această poveste între voi, îi puneți pe gânduri. Trebuie să înțeleagă, vedeți? Iar ține de aceste decizii. Deciziile nu pot fi luate până nu înțelegeți, până nu înțeleg ei. Ce e cu această confuzie? Probabil că visează la voi din când în când. Nu pare vorbăreață Regina de Spade în aceste de cărți. Nu pare deloc vorbăreață, mai degrabă meditativă, mai degrabă singuratică. Dar este bine, pentru că dacă este meditativă și singuratică, are șanse să primească inspirație divină, să înțeleagă ce-i cu această confuzie în care sunt și să primească, să înceapă să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ia uite, am zis că sunteți văzuți ca o tentație. Sunt extrem... Hai să mai iau încă una. Bine, hai să mai iau încă una. Sunt extrem de atrași de voi. Așa? Așa? Așa a venit. Ce simte numărul 1 pentru voi în această perioadă? Ar vrea, interesant, ar vrea să înceapă ceva, ar vrea să vă ofere un dar, eventual, sau
să acționeze, însămânțând, să zic, practic. Ceva, prin gesturi, prin acțiuni, prin discuții, ceva ce poate să crească în timp. Am zis că ei au nevoie de relații stabile și deocamdată până nu înțeleg că această relație nu că nu este stabilă, este cu mult mai profund decât au trăit ei vreodată. Până nu înțeleg acest lucru, n-au cum să facă această ofertă, asul de monede. Îmi place în această carte că asul de monede vine cu două mâini, da? Cu două mâini ale aceleași persoane. Cu alte cuvinte, este un gest nu doar echilibrat, dar mie mi se pare extrem de deschis, de generos. Atunci când folosești ambele mâini, le folosești de obicei într-o îmbrățișare, da? Când ajuți pe cineva și când creezi. Mai ales dacă, sau când lucrezi în grădină, atunci folosești două mâini. Când crezi și lucru în grădină, tot chestiune de creație. Cu alte cuvinte, își dorește să participe și ar dori să participe la, în această relație, într-un mod practic și creativ. Asul de spade, interesant, încă nemanifestat, aici este. Regina de spade trebuie să ajungă la înțelegere. Are de făcut o călătorie ia uitați ce spirală. Dar am senzația în acest moment că spirala merge în adânc, în adânc, în adânc, până găsește lumina. Vedeți? Până găsește lumina și lumina va apare, da? Eventual, prin vis, că tot are tendința să viseze, prin revelație, meditație, nu dacă meditația clasică cu care v-ați obișnuit voi, dar știți, aceea în care stai la fereastră sau cu o țigară în mână sau cu o cană de, nu cană, stai, cutie de bere, da? Sau un pahar de vin în față și te gândești, măi, dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Acest personaj are de făcut, interesant, niște regresii. Acum, nu toată lumea poate să facă regresii. Da? Dar ideea este că trebuie să meargă undeva în trecutul său să înțeleagă niște lucruri. Să înțeleagă niște lucruri. Hai să și clarificăm îndrăgostiții. Clarificăm îndrăgostiții. Pentru numărul 1. Deci am două seturi de cărți, asta vreau să vină. Ia uite, soarele! Yes! Am zis că sunt îndrăgostiți. Soarele confirmă. Soarele confirmă doar că n-au trăit asemenea bucurii. Extraordinar și împărăteasă. Mai, și-am arătat-o mai devreme. Deci sunteți totul pentru acești oameni. Mai ales dacă sunteți doamne și ar dori foarte mult să fie cu voi, să creeze împreună, apropo, să creeze împreună cu voi. Nu doar, nu musai să aveți copiile ori, știți că este bine, fac un pic, nu mișto, sunt un pic ironică când vorbesc despre asemenea impulsuri masculine sau feminine de a procrea. Astea sunt impulsuri primare, totuși, legate de 3D. Când ai de-a face cu o legătură spirituală, le depășești. Dar când va înțelege acest personaj că această legătură este mult mai profundă, când se va trezi și va putea să aleagă, creația în sine va fi mai importantă decât procreația. Hai să vedem spânzurat. Deci în preajma voastră, când sunteți unul lângă celălalt, am zis, luați foc, sunteți super, super fericiți și unul și celălalt. Că dacă v-ați supărat și n-ați mai vorbit și vă întâlniți, cred că aveți tendința să uitați instantaneu supărarea din cauza acestei atmosfere, ia uitați. Însă, dacă ați fost supărați, dacă ceva nu s-a comunicat, spânzuratul sugerează, da? Și sunt trei cărți care sugerează lipsa comunicării sau o comunicare mai puțin clară. Ia uite, spânzuratul a fost clarificat de regele de cupe. Ce simte? Începe să simtă. În această perioadă de tăcere, de stagnare, începe să simtă
Emoții. Emoții multe și interesant că aici este un ocean, într-adevăr, dar este și un as de cupe. Începe să simtă. Și dacă acest personaj este mai realist, că văd o regină de spade, sau mai pragmatic, da, avem un as de monede, ar putea să nu-și înțeleagă emoțiile, da, această stare de confuzie, să nu-și înțeleagă emoțiile, să nu-și înțeleagă visurile cu spânzuratul și regele de cupe. Ar putea, dar simte multe emoții, simte că, ia uite, ar vrea să renască, interesant, că această dragoste, sau ce se întâmplă, ce sentimente încep să se nască între voi doi, sau mai bine zis, în sufletul lor față de voi, este o nouă variantă a lor, care renaște, încep să simtă că au suflet, că sunt energie, că sunt emoții, nu doar gânduri, rațiune, logică și nevoi terestre. Clarificăm șapte de cupe. Ce simte? Imediat o să folosesc șase de cărți. Șapte de cupe. Opa, șapte de cupe cu opt de spade, clar. Confuzii și stres. Poate să fie și o obsesie de a visa. Chiar și vise erotice. Pentru că dacă e tăcere și e distanță, posibil să aibă această tendință. Se simt legați. În primul și în primul rând, în mintea lor nu pot să iasă din gânduri și din emoțiile pe care le simt față de voi. Dar ar putea să aibă acest sentiment de imposibilitate de a acționa și din alte motive. Dar nu vorbim acum din ce motive nu acționează. Acum vorbim ce simte. Se simte, da, sunt niște obsesii. Ar putea fi chiar erotice. Le este greu să nu se gândească. Poate că și-ar dori să nu se gândească, dar nu se poate. Dacă regina din spade se manifestă din când în când, varianta lor rațională și logică, ar spune, lasă-mă, domnule, pleacă gândurile, da? Știți cum e, că și noi facem așa. Hai, pleacă gândurile, pleacă emoție. Vreau să înțeleg. Greu se luptă această regină de spade să înțeleagă emoțiile. Ba mai rău, se încălcește în gânduri. La capătul setului de cărți, 5 de bâte, conflicte interioare. Ia uite, ziceți că sunt chibritele, acestea, chibrițelele acestea care iau foc. Da, pentru că acești oameni sunt obișnuiți, poate sunt și căsătoriți, poate au afaceri, sunt obișnuiți să fie cu capul pe umeri și picioarele pe pământ. Clarificăm regina de spade. Clarificăm regina de spade. Pentru numărul 1. Ce simte pentru voi regina de spade? Ah, nu sunt. Câte sunt? Mai. Au venit trei cărți, asta e, șase de spade, nu de băte, pardon, șase de băte, își dorește să vină să vă cucerească. Își dorește să vină cu ceva să vă atragă atenția, eventual poate voi, unii dintre voi, dar mai ales voi posibil, hai să zic o parte dintre voi, lucrați în public și atrageți atenția. Din acest motiv a apărut și cinci de băte care ar putea să fie gelozia lor. Opa, acești oameni atrag atenția multora și eu stau pe loc și mă gândesc și nu acționez, nu? Nu ofer nimic. Tac, despic firul 4. Când eu, de fapt, ia uite câtă fericire simt. Poate n-ar fi mai simplu așa? Ce altă carte a mai venit? Ia uite, cavalerul de bâte se simte atras. Ia uite, și împăratul, dar își controlează. Ia uite. Își controlează atracția pe care o simte față de voi. Cavalerul de bâte. Am zis, da, voi, dacă sunteți doamne, posibil să lucrați, să fiți voioase, să fiți gubilitice, să lucrați și chiar dacă nu sunteți musați gubilitice, vă folosiți energia într-un mod foarte creativ. Sunteți zâmbitoare. O, ce ură face odorizatorul de ambient. Mă și sperie. Sunteți, nu știu,
În mișcare, sunteți tot timpul în mișcare, tot timpul faceți ceva, mai creați ceva, mai ieșiți din tipare, experimentați, cum și eu mai am momente când am început, acum 2 zile am desenat ceva ce într-un stil care nu mă reprezintă, dar vreau până la urmă să scot ceva din acel experiment. Da, atrageți atenția cu cavalerul de bâte și 6 de bâte, atrageți atenția publicului. Poate că publicul vă văd pasionale, focoase sau, eu știu, plin de sexualitate, poate, dar voi știți că, de fapt, la voi e mai mult. E un soare creativ care generează o anumită acțiune, un anumit fel de a vă manifesta. Și iaca, apare împăratul. Iar personaj posibil căsătorit pentru unii, dar care, sau cu afaceri, da? Dar care este obișnuit să fie în control? Rațiunea, să-și controleze impulsurile sexuale. Nu discut despre cum își folosește sexualitatea, dar o folosește în control. Nu din suflet, nu din emoții, cel puțin nu până acum. Uite, acum, probabil că dacă ați fi împreună, s-ar manifesta altfel decât a făcut-o până acum cu alte personaje. În continuare, la ce se mai gândește, la câte lucruri are de gândit această regină de spade, bărbat, femeie, nu contează. Poate să fie una și aceeași, da? Persoană. Una și aceeași persoană care descoperă soarele, descoperă fericirea și emoțiile. După o viață de control, de rațiune, își dorește să vină să vă impresioneze. Păi da? Cu ce? Cu un cadou? Poate special? Maybe? Maybe. Ia uite, ce stresați, 5 de spade. Ia uitați, iau durere de cap. Clarificăm asul de monede. Opa, așa. 9 de monede. Oh, 9, da? Dacă am zis, dacă voi sunteți independente și atrageți atenția, puf, 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 puf. Și atunci, 9 și cu 1, 10, își dorește nu doar să-și controleze impulsurile, să aleagă corect, cât ar dori să manifeste stabilitate, de care am zis de la început. O relație stabilă, abundentă, că na, așa a învățat personajul, da? Dar iar, 2 de spade, trebuie să aleagă. Are deja posibil o altă căsătorie. Sau, dacă nu are, o are în plan cu voi. Dar pentru unii, posibil să aibă o altă căsătorie. Și atunci trebuie să aleagă între vechi și nou. Între ce este acum și ce poate fi cu voi altfel. Și am văzut mai devreme împărăteasa, ea că apare și împăratul, cu alte cuvinte, un cuplu divin. Să vedem în continuare. Ce mai simte pentru voi? Wow, 23 de minute, hai mă, mai puțin. Interesant, 10 de monede, iar apare, da? 9 și cu 10, chiar și-ar dori să, iaute, speră, așteaptă, posibil o distanță între voi și atracție multă. Regina de pâte. Da. Dorința de a comunica, iar îndrăgostiții. Distanță este dorința de a comunica, dar trebuie să aștepte. Ia uite, iar cavalerul de bâte. Am zis, posibil să fie căsătoriți și din cauza aceasta, hai să punem așa, și-ar dori să fie căsătoriți cu voi. Și dacă nu e căsătorie, ar putea să fie un job important, un business, ar putea să fie familia, că tu vorbeam de educație. Unul este mai educat, mai cult, mai citit, mai așa, celălalt poate este educat în școala vieții, știe să facă bani, să se descurce, să se controleze, la la la. Mai în continuare, încă 5 cărți. Ce simte pentru voi? Asta e, la îndrăgostiți. Ce alege? Familia, confortul vechi sau soarele? Sau soarele? Unde este totul? Acolo unde e lumină, este totul. Ce simte pentru voi? Ups! 9 de monede extraordinare. Ia uite. Voi vă descurcați bine și singur, singur. Aici e minunăția, ciudăție. Asul de cupe! Asul de cupe, la care se gândește 4 de spade. Asul de cupe.
Ia uite. Ar vrea să vină regele și regina de spade. Personajul acesta rațional ar vrea să vină. Ar vrea să vă împăcați, ar vrea să fiți fericiți, dar deocamdată se gândește. Temperanța e aici, își analizează, își pune gândurile în ordine și creează o strategie eventual cum să vină. Și începe să simte. Interesant că avem aici regele de cupe și asul de cupe, adică două cupe. Poate că începe să creadă în teoria sufletelor perechi. Nu e o teorie, e un adevăr, dar asta e. Nu o demonete. Poate că își dorește să fie independent ca să, independenți ei, ca să fie cu voi. Asta înseamnă să renunțe, să aleagă iar. Adică nu mai clarifică, dăm o carte în continuare. 7. Mamă, dacă te monede, foarte precaut, foarte pământean, rațional în continuare. Da, încearcă să fie precaut, pentru că voi sunteți bine mersi și fără ei. Voi nu depindeți, aici e problema multora, când nu depindeți de ofertele lor. Da? Ar încerca să se detașeze, probabil că a încercat și a creat dezamăgire. Și suferă și ei, probabil că suferi și voi. Dar încearcă să fii atenți cum investesc energia. Asta mi s-a părut că vrea să vină. Ia uite, luna. Multe confuzii. Frici de acest nou. De aceste emoții. Ia uite și marele preot. Am zis că posibil să fie o căsătorie sau diferențe de religie, de spiritualitate, de educație. Frică. Cum pot eu să mă duc cu acest personaj care strălucește? E bine, mersi, are victorie, ați văzut. N-are nevoie de mine. Păi și aici ideea, că nu trebuie să fii cu cineva care nu are nevoie de tine. Sau, pardon, să fii cu cineva care are nevoie de tine. Și să fii cu cineva care te completează. E o mare diferență. Și aici, îndrăgostiții, se completează. Da? Și sunt fericiți. Asta nu înțeleg. Ia uite, iar apar îndrăgostiți, iar. Da, nevoia de a alege. Și au de înțeles toate aspectele care țin de material. Să iasă, e o frică. La capătul setului de cărți sunt îndrăgostiții și patru de alte chibrițele, da? Patru de băte. Atmosfera incandescentă între voi. Ia uite cum ars pământul. S-a ars pământul între voi. Și nu pământul, iarba de atâta foc, de atâta pasiune. Și totuși, în jurul vostru este abundență. Clarificăm, te rog frumos, luna. Și cam asta e. Luna pentru numărul 1. Luna pentru numărul 1. Clarificăm luna. Ups, două cărți. Opa, așa, justiția, contractul și asul de spate. Ar putea să fie, am zis, nevoia de a se separa de contract, de karmă în care este și de a manifesta ceva nou. Da? Iar câte las? Asul de monede, asul de spade, chiar jos am văzut și asul de cupe mai devreme. Da? Am văzut asul de spade de vreo două ori, dacă mi-aduc aminte. Aici este în secret, ar vrea să vină singur și să investească, ați văzut aici, asul de monede alături de voi, dar evident că nu pot să vină căsătoriți dacă sunt căsătoriți. Trebuie să vină singuri. Sau să se obișnuiască să nu mai depindă, dacă nu e vorba de căsătorie, să nu mai depindă de alte contracte sau de familie într-o formă sau alta. Cam asta simt. Și iar spânzuratul, interesant. Pasiune este regina de bâte. Pasiune este la maxim, că dar ați ales chibrițelele. Dar acest personaj trebuie să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă, să-și găsească credința, să se conecteze la altfel de energii. Cam asta e. Sper că v-a plăcut. Ia să strâng eu cărțile. Nu mai le aranjez după etalare. Dați voie să le pun așa? Nu se supără ele. Sunt ale mele. Acum, cei care ați ales numărul 2, această piatră, mă, e cam rece.
piatra. Poate că se simt un pic reci, poate se simt un pic prea greoi. Poate că se simt în întuneric. Variază, vom vedea. Interesant este că în timp ce am amestecat pentru setul vostru de cărți, a apărut împărăteasa. Și la capătul setului de cărți, temperanța, care înseamnă echilibrare emoțională, căutarea luminii interioare, vindecare după o persoană. Sau după un stil de a gândi. 5 de bute, cavalerul de spade. Posibil și cu marele preot. Posibil, acest personaj trebuie să se vindece de o dezamăgire acasă, în căsnicie, o dezamăgire care a creat conflicte, gelozii și trebuie să, eventual, să-și găsească valoarea și să se echilibreze. Și odată echilibrați, de fapt, își vor manifesta această împărăteasă, eventual voi sunteți cea care sau cei care îi ghidați în această direcție. Deocamdată am văzut 7 de cupe, interesant, iar confuzică. Doar de-aia avem etalare. Mai a apărut ceva? Nu, deocamdată. Hai să vedem. Ce simte pentru voi acest personaj? Prea multe cărți. Ce simte pentru voi numărul 2? Mamă, prea multe cărți. Ok, 7 de spade. Și valetul de spade. Încă nu spun până nu văd mai multe cărți. Ce simte? Iar apare valetul de spade. Ce simte pentru voi? Ce simte pentru voi? Sar cărțile în toate direcțiile. Ia. 9 de cupe invers. Ori se simte mințit și trist, se simte că v-ați detașat emoțional. Acum, 9 de cupe. Merge către 8 de cupe, da? 9 de cupe invers merge către 8 de cupe, care înseamnă detașare emoțională. Posibil că unul dintre voi, de-aia apare negru ăsta și întunericul acesta, unul dintre voi s-a detașat de celălalt. Și această așa zisă detașare emoțională a fost percepută ca o fugă din relație, ca o minciună, ca o strategie nepotrivită, care a creat conflicte, gelozii. Doi de spade. Foarte multe cărți de spade și 6 de monede. Poate a fost într-adevăr o situație în care unul, ori voi, ori persoana cu care au fost, s-a simțit trădat. Deci, nu știu, pare... Mai dăm o carte. Iar apare regina de monede. Ce simte față de voi? Poate pentru că e piatră și apare și regina de monede, oferiți stabilitate. Trebuie să aleagă între stabilitatea pe care o oferiți și o situație de care a fugit, pe care o urmărește, o investighează în continuare, dar tocmai pentru că a fugit de acea situație, ar putea să fie, da, ar putea să fie de un suflet pereche. Da, interesant, deci apare marele preot, 3 de monede și 6 de cupe. Asta îmi sugerează că este o căsătorie sau o relație
stabilă pentru unii dintre voi, în care a apărut o a treia persoană, cu care celălalt rezonează foarte bine emoțional. Dar ea ca nu-i suficient să rezoneze emoțional, nu-i suficient să te întâlnești cu sufletul tău pereche sau cu un suflet cu care te-ai întâlnit în alte vieți, că această întâlnire îți afectează căsnicia. Și acum trebuie să aleagă între a rămâne stabil soț-soție sau aș crea stabilitatea pe cont propriu. Pentru că în acest moment personajul nu este fericit, 9 de cupe. Ar putea chiar să bea, să aibă tendința să bea, ca să uite. Dar garantez că nu uită prin băutură, ci mai rău își face. Hai să și clarificăm 7 de spade. Wow, dar ce au sărit! Au sărit foarte mult, o iau doar pe aceasta. 9 de spade invers. Încearcă să fugă de gânduri. Încearcă să fugă de gânduri, roata norocului. E o întâlnire de destin, ar vrea, se luptă, acest personaj se luptă cu el însuși ca să plece dintr-o situație în care destinul său îi se schimbă radical. Clarificăm 9 de spade. Mai vreau o carte și pe 9 de spade. Împăratul. Asta e. Da. Probabil că acest împărat și-a făcut griji. A vrut să fie în control. Și și-a făcut griji. Și când a văzut că începe să-și facă prea multe griji, a fugit din, eu știu, situația respectivă, tendința. Să știți că cine fuge nu fuge doar un simplu hoț uman. Poate să fugă chiar împăratul, dar sunt strategii mentale, da? Jocuri mentale. Să fugă de suflet, de, eu știu, de ceea ce le spune sufletul. Pentru unii dintre ei, încearcă, dacă nu... Simțiți că nu sunt ei aici, împăratul acesta, în control, încearcă să fugă. De un personaj care îi controlează. Vedeți mai bine. Clarificăm valetul de spade. 3 de cupe. E totuși un triunghi amoros pentru unii. 3 de cupe. Iar întâlnirea cu prietenii se duce, da, acest personaj, se simte fericit în preajma voastră acum. Probabil că sunteți parte din cercul lor de prieteni. Și există un personaj în viața lor care încearcă să-i controleze sau ei au această tendință de a-și controla acțiunile, gândurile. Și tocmai pentru că, dar mai vreau, da, această fericire, această bucurie pe care o simt, îi provoacă să aleagă, ia uite, să judece corect. E o căsătorie totuși, 10 de monede. Sau o familie, sau educația, da? Împăratul poate să fie un tată, în cazul în care nu e un soț. Clarificăm 9 de cupe invers. Da, sunt triști. 3 de monede. Sau poate că ei simt că voi sunteți căsătoriți, împărați, căsătoriți, soți, soții, ce-ți fi? Soți. Bărbați. Și trebuie să alegeți între ce ați simțit voi împreună, 3 de monede, 3 de cupe. A simțit fericirea, a simțit că rezonați, a simțit că puteți să construiți, probabil că v-ați întâlnit și la locul de muncă al unuia dintre voi, a simțit că puteți să construiți ceva, că ieșiți din tipare, că sunteți altfel decât cei cu care v-ați întâlnit până acum. Dar poate că voi simțiți că ei sunt căsătoriți, vedeți unde sunteți, da? Și ei trebuie să aleagă între voi și soție. Da? Soțul și soția. Eventual, da, iau, regele de monede.
Mai dăm o carte, că doi de spade. Asul de bâte, asta trebuie să aleagă. Dar îmi place în această de cărți, la doi de spade nu și-a blocat inima. Se conectează la intuiție, da? Trebuie acest personaj să-și asculte intuiția. Poate că de-aia și pleacă. Poate că de-aia încearcă să se libereze de gânduri și de controlul personal sau de controlul cuiva. Uneori e bine să fugi undeva, nu știu, într-un loc în care nu te aude nimeni și plângi și, eu știu, sau poate bei mai multe pahare și simți, încerci să simți, de fapt, ce simți. Ce simți? Astfel de bute, atracție. Simți atracție. Interesant, în acest as de bâte văd și patru de bâte. Simți pasiune, dar simți și potențial de a crea ceva stabil. Clarifică în regina de monede. Soarele. Dar a venit pe orizontal, de fapt. O să-l clarific. Mai dăm o carte. Pentru... Da, interesant. Patru de bâte, opt de monede și justiția. Ar putea să fie un moment în care începe, sau o perioadă în care acest personaj începe să înțeleagă atracția, circumstanțele în care v-ați întâlnit, posibilitățile de manifestare. Da, nu întâmplător a venit soarele pe orizontal, pentru că ei de fapt nu sunt fericiți. Nu sunt fericiți acasă, dar vor încerca să lucreze. Așa simt că încearcă să lucreze acest contract. Așa simt. Tocmai pentru că vor să fie în control. Să-și păstreze stabilitatea și controlul asupra minții. Interesant că aceste de cărți s-au oprit-o la justiție. Tot la contracte. Hai să mai vedem. Aș vrea totuși. Înainte să mai dăm o carte pentru acel șapte de spade. Șapte de spade. Am senzația că acest personaj se minte pe el însuși sau însăși. Într-un fel... Cavalerul de spade. O energie foarte impulsivă. Văd marcaj puternic în semne de aer. Dar și de pământ. Și lume. E o întâlnire karmică. Karmică de destin, mai bine, nu karmică, de destin. Care le schimbă karma între voi. Probabil că la distanță s-a manifestat sau la un drum, că văd faetonul și lumea, sau într-o situație care implică mașina într-o formă sau alta. Dar această întâlnire de destin îi obligă să aleagă. Să-și facă planuri de viitor și să-și schimbe întreaga lume, roata norocului și lumea. Și am senzația că în acest moment acești oameni nu sunt pregătiți. Pentru că fug pe aceste lucruri. Hai să ne vedem. Aș vrea să greșesc, dar nu sunt pregătiți să-și schimbe viața.
Interesant, 10 de monede. Iar a apărut în aceeași poziție ca la numărul 1. Poate are legătură. Iar căsătoria, educația, familia este mai importantă. Dacă sunteți soțiile care ascultați, dreptul vostru să ascultați, trebuie să recunoaștem că nu sunt foarte fericiți, nouă de cupe, nici soarele pe orizontal, nu sunt foarte fericiți acasă, dar vor lucra în acest contract pentru unii dintre voi. Pentru alții, hai să mai vedem ce alte cărți apare. Da, patru de cupe refuză. Refuză un mini as de cupe, să zic. Un mini as care poate să se transforme într-un maxi as de cupe. Da, se luptă. Se luptă cu o ofertă. Se luptă cu, vai, cu niște emoții, regele de cupe și 10 de cupe. Se luptă ca să-și păstreze, ia uite, am zis, e în întuneric, să-și păstreze această stabilitate. 10 de monede. Jobul, familia, moștenirile, știu, construcțiile tradiționale, financiare. Așa. Oh, au venit două cărți. Cât au venit, domne? Hai că le lăsăm așa. Ce apare? Gemeni. Îndrăgostiții. Chiar multe planete în semn de aer. Poate să fie și alt gemeni balanță, iar am văzut justiția. Și poate și vărsător. Dar gemeni și balanță mai special. Aici a apărut o dragoste. Că am văzut 3 de cupe, 3 de monede. A apărut o dragoste. Care copleșește cu 9 de cupe. Îi îmbată. Și cred că la propriu. Dar nu poți să fie fericit nici cu această nouă dragoste, nici, vai, asta e, pentru că nu poți să aleagă. Asta este, că nu poți să fii fericit nici acasă, nici în altă parte, e o problemă a alegerilor, 2 de spade. Îndrăgostiții, regele de spade și iar valetul de spade pe care l-am văzut chiar mai devreme, nu? Chiar aici, sub, uite, valetul de spade. Urmărește. În secret, încearcă să înțeleagă rațional dragostea, dar dragostea, cum spunea Rumi, nu poate fi înțeleasă cu mintea, trebuie simțită, extraordinar, am zis, asul de cupe, trebuie simțită, 2 de spade și 8 de monede. Muncă, bani, eventual muncă în relația în care sunt și asul de cupe. Ce mai este? Cavalerul de cupe. Ce simt? Nu știu voi cine sunteți, dacă sunteți parte din familie sau sunteți parte din cealaltă parte, știți. Dar simt nevoia de romantism. Simt nevoia. Dar după cum arată cărțile, au multe lucruri neclarificate, neînțelese. Posibil că sunt și multe secrete în viața unora, a voastră, a lor sau a altor persoane, sunt și multe secrete în această poveste. Da, e și întuneric, e noapte, întuneric. Și noaptea toate pisicile sunt negre. Ce simte? Ar vrea să fie romantic. Patru de cupe. Simte că dacă vine, refuzați, interesant? Simte că dacă ar vrea să vină înspre voi, îi refuzați? Și totuși neexprimat apare iar împărăteasa. Cine această împărăteasă? Este o persoană specială, este o femeie specială sau un bărbat special în viața lor. Către care ar merge chiar acum. Ia uite, cavalerul de spade, dar încearcă să se tempereze. Poate că și-ar dori să ceară scuze, pentru că a fost dacă împărăteasa a fost lăsată în frig, în ceață, vai lor. Vai lor, de aia nu sunt fericiți. Cine lasă o împărăteasă în frig, în ceață, de aia nu sunt fericiți. Interesant. Cum o vedeți?
cine sunteți în această poveste. Ce simte? Diavol. Ah, nu, mai multe, ia uite. Diavolul, împăratul și asul de spade. Simt că sunt într-o energie toxică. Simt că acest control al lor sau persoana sau o persoană care îi controlează, simt, își dau seama, cum înțeleg asul de spade, iar sunt într-o perioadă de trezire. Da, noaptea întunecoasă a sufletului în care încep să apară niște lucruri. Da? Se schimbă destinul, vrea, nu vrea, ia uite. Doi de cupe nemanifestat, sufletul pereche nemanifestat. Se dorește împărtășirea față de sufletul pereche, dar asta e. Că e trei de cupe, nu mă interesează că e trio, e pasiune, dar nu e doar pasiune. Iar este dragoste, însă această dragoste e sufocată din motive care țin de control, de tradiții, de bani, de contracte. Asta e. Asta este. Hai, mai dăm o carte pe patru de cupe, totuși. Ia uite, valetul de bute. Ar vrea să vină, să comunice tot ce simte, și tristețea, și atracția, și emoțiile. Dar, mai, păturica asta de ce lasă pufuleț? Că de-abia am luat-o. Dar. E bine că apare asul de spade, înțelegerea. Aici. Lângă împărat și lângă diavol. E bine, înseamnă că înțeleg și hipercontrolul și hiperadicțiile și hiperfricile. Înțeleg. Contractele. Interesant că apare pe justiție. E un contract toxic în care stau. Asta e. Că e căsătorie pe loc de muncă. E un contract. Eventual, dacă voi știți că sunteți aici, poate că și voi înțelegeți. Acum, nu-i suficient să înțelegi adicția. Important e să ai și puterea să o vindeci. Și sunt destul de puțini care au această putere. Sau mai bine zis, ambiție. Cam atât deocamdată. Vom trăi și vom vedea ce alte mesaje mai apar la următoarele etalări, pentru că o să mai fac. O să mai fac. Acum, hai să vorbim despre cei care ați ales numărul 3, această broșă roșie. Nu știu, îmi sugerează un nou capitol în care se dorește manifestarea credinței și a stabilității. Asta îmi sugerează mie. În timp ce am amestecat aceste de cărți, am văzut asul de spade și steaua. Steaua a rămas aici, da? Speranța de a manifesta ceva nou. Pasiune, cu sinceritate și cu viziune și credință, am zis. Ce simte pentru voi numărul 3? Ce simte pentru voi numărul 3? Bateria scăzută. Asul? Nu, asul. Magiciană. Mai. Cum să facem? Cum să facem? Deci magician. Deocamdată am zis că își dorește un nou capitol, da? Un nou capitol. O nouă manifestare. Nouă de cupe. Emoții au. Dar au și frici. Da, din acest motiv nu comunică. Hai să mai vedem. Magicianul înseamnă foarte multe. Hai să mai vedem ce simte. Ce simte pentru voi? Ce simte pentru voi? Ups, mai preoteasă. Și asta vrea să vină. Magicianul și marea preoteasă. Începe să, da, acest personaj simte că v-ați mai întâlnit în alte vieți sau că este o legătură foarte profundă. Marea preoteasă îmi spune că ar fi intuiție. Începe să-și înțeleagă intuiția, visurile,
stările. Da. Ar vrea să se detașeze de nouă, de spade, de stres, de așteptare, de conflicte. Ar vrea. Simte că sunteți misterioși, misterioase, dar vor să înțeleagă acest mister, vor să înțeleagă misterul legăturii dintre voi. E o legătură foarte profundă și un mister pentru ei, această legătură. Este o magie. Se simt fermecați. Se simt copii în preajma voastră. Opa, apare justiția. O să vedem ce înseamnă justiția. Face parte din destinul lor, din karma. Și că li se va schimba viața, am senzația. Hai, mai dăm. Ce simte? Lumea și asul de monede. Da, am zis un nou capitol? Exact cum apare și broșa. Lumea, cercul, broșa și asul de monede, vedeți? Exact la asta m-am gândit. Da? Lumea, cercul și asul de monede. O nouă relație stabilă. Asta vrea. Interesant. La capătul setului de cărți, regele de cupe, care reprezintă dragoste profundă, da? Și ați ales o broșă care se agață, în general, la piept, nu? Pieptul reprezentând chakra inimii, a iubirii. Însă, trebuie vindecate niște lucruri. Hai să mai vedem. Ce simte pentru voi? Pentru voi. Ce simte pentru voi? Am văzut temperanța încearcă să se vindece între timp, că tot am vorbit de vindecare. Nu sunt prea multe cărți. Iar am văzut îndrăgostiții și ei trebuie să aleagă. Toată lumea trebuie să aleagă, nu doar ei. Așa, și spânzuratul, interesant. Ce simt? Simt că sunteți altfel. Și ei trebuie să vadă lucrarea aceasta divină, să o vadă altfel. Trebuie să vadă oportunitățile altfel. Și totuși simt că stau pe loc. Că stați pe loc. Simt că e un contract, poate e un contract între voi, o să vedem ce înseamnă exact justiția. Ia uite. Interesant, poate a apărut magicianul, a început cu magicianul. Posibil o separare. Justiția să înseamnă o separare la un moment dat între voi, din motive contractuale, contractul putând să reprezinte și un job și o căsnicie. Dar, între voi, relația probabil că s-a încheiat de mult. Ați fost abandonați. Da? Chiar dacă a fost pasiune, chiar dacă putea să creșteți, ați fost abandonați, repet, din motive contractuale. De karmă, până la urmă, face parte din karma voastră. Să experimentați acea moarte ca să puteți să experimentați și renașterea, dacă vreți. Clarifică magicianul. Ce simte pentru voi? Sunt prea multe cărți, totuși. Numărul 3. Am ales aceste de cărți care mi s-a părut că sunt cutia în care sunt cărțile este mai roșcăție. M-am strădui și eu. Ce sunt magicianul? Ce acest magician? Simte nevoia să comunice, dar vedeți voi ce simte una, ce face iată, că vă căstă pe loc. Asta e, tot trei cărți. Simte atracție, dar încearcă să fie rațional și defensiv. Ar vrea să exprime. Pentru că, eu ce, m-a apropiat prea mult, scuze. Magicianul și valetul ambii reprezintă comunicare, dar tace. Încearcă să înțeleagă și magicianul încearcă să înțeleagă. Deci, cu alte cuvinte, Mercur este reprezentat în această perioadă de o atitudine mai
retrasă. Vai, dar ce mă sperie chestia asta, pufăreala asta care mi-ambientează mie. Mă dorizează, vai. La capătul setului de cărți, roata norocului ar vrea să schimbe energia, să nu mai stați pe loc, dar e într-o poziție în care nu se manifestă. Ar vrea să o ia de la zero, dar are ceva de vindecat, ceva legat de bani. Ori dorința de a face bani, ori un contract pentru bani, ori eu știu ce o fi cu banii, familie, eu știu ce mai fi. Clarificăm Marea Preoteasă și șase de cupe. Ce simte? Uf, da, ia uite, au venit două cărți. Cinci de monede. Se simte abandonați. Și regele de cupe. Și totuși, în acest sentiment de abandon, de singurătate, simt multă dragoste față de voi. Poate că au abandonat această relație șase de cupe pentru că li s-a părut misterioasă, pentru că n-au înțeles-o și totuși, chiar dacă au abandonat-o, simt multe emoții, dragoste. Dragoste profundă. Dar e un blocaj mental aici, este o obsesie oarecum mentală. Și mai este și obsesia, dar dori să vină, sunt îndrăgostiți, ar dori să vină să construiască ceva cu voi. Dar, iar, se simt legați. Hai să vedem, justiția asta e foarte interesantă, chiar în mijlocul etalării. Ia, clarificăm justiția. Justiția. Ce simt? Regina de cupe, extraordinar, regele și regina de cupe, mai rar așa poziție, da? Unul lângă celălalt. Simt că sunteți predestinați să fiți împreună. Așa simt. Că orică ați fost căsătoriți cândva cu Marea Preoteasă și șase de cupe, chiar dacă, dar mai ales în perioada de abandon, de singurătate, de rațiune, de înțelegere a ce se întâmplă între voi, dar în plus, dragostea pe care o simt, atât de profundă, chiar neexprimată, îi fac să considere, dar consideratul e energie mai mult mentală. În fine, ei se reprezintă prin mental foarte, foarte bine, mai bine decât prin emoții. Să considere că sunteți potriviți unul pentru celălalt și cândva veți fi căsătoriți. Dacă nu în viața asta, poate în altă viață. Ia uite, Steaua speră că vor veni spre voi romani și vă vor câștiga sufletul. Clarificăm lumea șasul de monede. Poate fi distanță între voi, poate că sunt alte lucruri. Ia, lumea șase de spade. Ar vrea să vină să facă această călătorie, ia uite, 10 de cupe și să fiți fericiți împreună. După, ia uite, după moartea pe care am văzut-o pentru că ei știu, ei simt că sunteți femeia lor divină. Vai, și ce atracție nebună, chiar dacă nu exprimat-o. Da? Sau bărbatul divin. Clarificăm și asul de monede. Asul de monede. Ce simt? Da, vor să construiască o relație de lungă durată. Pentru că simt că vă potriviți. Ia uite, trei de monede. Construcție, da. Vor să vină. Eventual poate să colaborați într-un proiect. Și uite așa să puneți bazele unei relații, nu doar emoționale, cât și să aveți un contract. Am senzația că acești oameni nu pot să funcționeze fără contracte. E problema lor, karma lor. Deci ar vrea să vină înspre voi dacă e distanță. Sau poate vă așteaptă. Vedeți și voi unde sunteți. Poate vă așteaptă să veniți și să colaborați, pentru că speră sau intuiesc că se poate construi, se poate manifesta, mai bine zis, acest as de monede printr-o colaborare, prin, nu știu, implicare, prin comunicare, iar, trei înseamnă și comunicare. Dar sunt, ia uite, niște invidii de care, poate și gelozie, de care, da, niște prieteni de proastă calitate, de care trebuie să se vindece. Da. Un mesaj în plus pentru unii dintre voi.
Dacă voi v-ați separat, posibil să încerce un nou capitol cu altcineva. Dar acolo apar niște probleme. Acolo apar niște probleme. Asta e un mesaj în plus pentru unii dintre voi. Clarificăm spânzuratul. Ia uite, spânzuratul. Da, se simt legați. Se simt legat, nu pot să vină. Am senzația că din cauza misterului și a lucrurilor pe care nu le-au înțeles, foarte profunde și sensibile și atracția care a fost, am senzația că au încercat un nou capitol cu altcineva. Mai dăm o carte. Împăratul, am văzut mai devreme împărăteasa, 7 de spade și 8 de monede. Au vrut să controleze această legătură sufletească? Cum? Punând-o pe locul 2, au pus pe locul 1 banii și altfel de legături practice, controlul lor mental au pus pe locul 1, pentru că sunt obișnuiți să conducă și... s-au păcălit. Concluzia este că s-au păcălit. Mai dăm o carte pe 8 de spade. Ce simt? Se gândesc la voi, chiar dacă stați pe loc. Din când în când, deci au încercat să nu se mai gândească, dar tot se gândesc. Asta e. Au încercat să nu mai simtă, mai bine zis, și au ajuns să gândească. Nu doar să simtă, să și gândească. De spade. Asul de bâte invers. Nu mai au încredere acum. Interesant. De aia sunt și defensivi. Și au pierdut încrederea pentru că între timp vă urmăresc. Între timp și se luptă cu ei. Da, au pierdut ocazia cu voi. Au pierdut ocazia cu voi. 4 de cupe și soarele. Și se luptă. Așa simt. Poate că voi v-ați retras și ați început, poate că ei așa consideră că voi ați început un alt capitol și nu vă mai interesează, nu vă mai simțiți atrași de ei. Tocmai pentru că v-au ținut pe loc. Vedeți unde sunteți, pentru că e acolo chestie. Acolo chestie. E ușor să zic că toate cărțile reprezintă numai mesaje pozitive. În principiu. Are emoții, dar... ceva s-a întâmplat. A fost o separare, da? Justiția arată separare. Nu neapărat divorț, dar arată o separare, că am văzut moartea de 2 ori. Se vede abandonul prin care ați trecut. Da? Și lucrul, faptul că nu a înțeles subtilitatea și profunzimea, Marea Preoteasă și 6 de cupe, n-au înțeles multe lucruri profunde dintre voi doi. Și asta a dus la separare, da? Chiar dacă undeva ei știu, v-am zis intuitiv, că sunteți potriviți unul pentru celălalt. Dar ori își închipuie că voi, din cauza, după separarea aceea, v-ați început un nou capitol și nu mai sunteți atrași față de ei, ori ei au încercat în altă parte și nu mai au încredere să vină pentru că se simt legați acolo. Clarificăm. Adică nu mai clarificăm. Am încă 5 cărți. Ce simt pentru numărul 3? Ce simt? Cavalerul de spate. Ar vrea să vină. Chiar acum. Este o energie foarte impulsivă. Să spună ce au pe suflet și să... ia uite. Să ofere acest as de monede. Să vă ofere. Dar deocamdată, ia uite. 3 de cupe și... sunt stresați pentru că au intrat într-un triunghi amoros, 3 de cupe, sau sunt cu niște prieteni de proastă calitate. 7 de cupe și 9 de spade, da? Care le creează probleme. Dar ar vrea chiar acum, dacă s-ar putea. Și totuși, vedeți? N-au curajul, sunt defensivi. Vedeți acum cum sunt, poate că voi vreți să vină înspre voi. Iată. 6 de spade apare a doua oară. Ar vrea să vină înspre voi? E tăcere. E tăcere.
E analiză, hiperanaliză, trebuie să-și găsească steaua. Unii dintre voi sunteți artiști, foarte artiști, împărăteasa și artistul, da? Artiste, da? Ca mine. Sau poate și ei sunt, poate amândoi sunteți artiști. Și atunci, asta este în avantajul vostru, chiar dacă sunteți defensivi, voi creați, voi manifestați. Chiar dacă îi tăceri și vă izolați, voi creați, vă găsiți steaua, aveți alte lucruri. Cu alte cuvinte, cele două cărți, Artistul și Împărăteasa, sugerează că dacă aveți șansa, bucuria să fiți artiști, puteți să recreați oricând această relație dacă vreți. Aveți această putere. Interesant, regele de cupe, a doua oară, regele de cupe, simte mult, ia uite, și peste regina de cupe, măi, și peste justiție. Asta este, simte că sunteți potriviți. Extraordinar și împăratul. Ar dori să fie mai protector, ar dori să fie bărbat, manifeste bărbatul, am văzut mai devreme și împărăteasa, da? Lângă artist. Tocmai dacă sunteți creatoare, ar dori să fie, să vă protejeze creația și capacitatea creatoare. Iar apare lumea, distanța. Și de la distanță vă urmărește valetul de spade. Vă urmărește pentru că vrea să fie în control. Interesant, și vrea să știe ce faceți. Ce se întâmplă cu voi. Am zis, de azi vă urmărește și închipuie și bănuiește că v-ați găsit altceva. Interesant. M-a apucat usătul meu. Stați un pic, să am aici un pic de ceai. Ciudată tusea asta. Mi-a trecut răceala, dar din când în când mai tușesc. Marele preot, regina de bâte și cinci de spade. Pentru unii dintre ei, dacă s-au dus pe lângă, există o persoană foarte geloasă care își dorește căsătorie. Acum, în plus, în plus, ce simte față de voi? Iar un soi de magie, de atracție dincolo de fizic. Dacă voi sunteți mari preotese și lucrați spre creșterea voastră spirituală, se simte atrași de aceste calități. Aveți marele preot și marea preoteasă în aceeași etalare. Se simte atrași, regina de bâte. Li se pare o chestie foarte sexy să fii și atrăgător, să fii și spiritual. Și este, chiar sunt de acord. Și eu sunt de acord. Și acest lucru creează conflicte, creează invidii și nu doar conflicte mentale în căpșorul lor, și în sufletelul lor, dar posibil să aibă și ei niște invidioși în preajmă sau să se gândească că oamenii vor judeca atracția care este și dragostea care este între voi și ei, în condițiile în care posibil, repet, unul, mai degrabă voi, să fiți mai evoluați spiritual. Interesant, am văzut regina de bât, adică nu că am văzut. Sau vedeți și voi ce frumoasă e, da? Și cu pisicuța neagră, cu Merlin. Pupă mama pe Merlin, că mi-e dor de ea. Cu Merlinuța aici. Regina de bâte pentru mine e o energie foarte întreprinzătoare, creativă. Generează energie din plexul solar. Și creează, poate să facă foarte bine artă. Că am văzut artistul și împărăteasa. Poate foarte bine să facă artă. Acum, ar putea unul să fie... Că și arta asta are diferite direcții, da? Eu, ca și artist, mi-am ales direcția. Vreau arta mea să fie spiritualizată. Să fie cu un anumit mesaj. Dar nu toți artiștii aleg acest lucru. Pentru cine vorbesc, vorbesc pentru cineva cu siguranță. Și atunci să fie această diferență, să fie o diferență. De educație, de manifestarea creativității și
Ia, repet, cel care e mai evoluat spiritual să creeze un soi de stabilitate pe care se poate construi frumos dacă se vrea. Dar apar conflictele 5 de spade, apar conflictele, invidiile din ambele părți, și din partea voastră și din partea lor. Apar mulți invidioși. Foarte. Interesant, ce mai simt? Ați putea să fiți voi, cu Marea Preoteasă și Marele Preot, cei care îi ghidați spiritual, că am văzut eremitul, în această perioadă. Încă o carte. Ce simt pentru voi? Ce simt pentru voi în această perioadă? Extraordinar! Regina de cupe și regele de cupe de două ori și temperanța. Turnul, separare. Da? Trebuie să se vindece această separare. Trebuie vindecată, trebuie înțeleasă. Și această separare este tocmai ca să vă echilibrați amândoi. V-am zis, din punct de vedere creativ am senzația că amândoi sunteți puternici. Emoțional la fel. Regele și regina de cupe de două ori în aceeași etalare, bre! Bra! Come on! Împăratul și împăratul... Nu, împăratul. Parcă văzuse și împăratul și împărăteasa, da? Dar ne manifestați. Am văzut Marele Preot și Marea Preoteasă. Poate că ei au tendința să fie mai tradițional, vedeți unde sunteți, și voi mai netradiționale, mai subtile, mai intuitive. Wow, ce frumos! Regele și regina de cupe. De două ori, măi, oamenilor! Și asta este. Sunteți independenți, posibil amândoi, dar unul probabil că este mai obsedat de bani, de stabilitate, de tradiții, de a-și construi. Altul se mulțumește cu mai puțin, pentru că înțelege că abundența este una, stabilitatea financiară e alta și independența, dragii mei, e cea mai dulce. Cea mai dulce. Vai. Separare. E o separare de care trebuie să vă vindecați. Posibil că... Da. Am zis, nu știu dacă mă repet, separarea care a fost, că am văzut moartea, justiția și turul brusc, a fost tocmai ca să vă egalizați spiritual. Ei ar trebui acum, poate, sper, să sperăm, să se inspire din ceea ce manifestați voi din punct de vedere spiritual, eventual. Dar depinde. În general, dacă ascultați aici totuși tarot de măcar un an de zile, măcar pe canalul meu, nu știu ce zic alții, dar în alte canale, dar știu că eu aici promovez totuși trezirea spirituală. Și valorile adevărate dincolo de tradiții și de obsesia confortului de acesta material, cu care societatea noastră s-a obișnuit de mii de ani. Așadar, și totuși, repet, mai este posibil o altă persoană în contract cu ei sau cu voi, care creează conflicte, discuții. Nu uităm și de mesajul ăsta. Nu uităm, pentru că văd multe regina de băte. Sunt multe combinații, da? Ar putea să fie chiar mama cuiva. Sau regina de băte și marele preot, soțul cuiva sau tatăl cuiva. Nu știu cât e căsătorie aici, ca în celelalte a apărut mai des căsătoria. Dar aici ar putea să fie influența familiei, educația, da? Familia lor. Acolo să fie o mamă geloasă. Wow! Ați văzut vreodată pe cineva cu marcaj în semnul leului, în varianta sa negativă, care creează 5 de spade? Eu am văzut, am trăit ani de zile. Și uneori retrăiesc momentele astea în anumite situații. Wow! Nu e ușor. Nu e ușor și ar putea să fie personajul care stă între voi. Poate e vorba de voi. Poate la voi acasă e un personaj care creează conflicte, pentru că acești oameni vă urmăresc de mult timp. Posibil să știe. Ce ar mai fi? Iar pentru un mic număr dintre ascultători,
cineva de partea voastră, de partea lor, practică, cum să zic, nu vreau să încep să ziceți, vai că face făcături, că de asta nu, musai, nu musai. Are un fel de a vorbi atât de negativ încât manifestă blocaje spirituale. Uf, în fine. Deocamdată, e un mesaj, am vorbit destul deocamdată, o să mai fac etalări la alegere, pentru că îmi plac mai mult decât acele epizodii. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați găsit mesajele, vedeți unde sunteți, că poate se inversează și ne mai auzim. Vă pup! O primăvară frumoasă! Ciao, ciao!